Primarul Sucevei Ion Lungu a declarat că toaleta din bazar va fi refăcută în totalitate, însă numai după ce firma care a câștigat licitația va finaliza lucrările pe care le execută la înlocuirea gardului cimitirului Pacea. El a arătat că astfel s-au eliminat unele bariere birocratice impuse în cazul în care se prevedea refacerea întregului grup sanitar. Primarul Lungu a explicat că în anunțul de PSA pentru toaleta din bazar apărea că se vor face reparații curente, dar că în caietul de sarcini sunt prevăzute lucrările de executat, care sunt de fapt reparații capitale. Eu n-am semnat contractul pentru că firma asta este, și am avut în această dimineață o discuție cu patronul firmei la Botoșani, este cea care lucrează și la cimitirul Pacea, care lucrează și la Ștefan cel Mare. Doamne ajută, nu putem să-i oprim, vin și câștigă licitație. Numai că nu lucrează, n-au potențial economic. Eu, de exemplu, astăzi am spus foarte clar, n-am nicio datorie la gardul la cimitirul Pacea. Este factură care nu e adusă la plată, că nu îndeplinește toate condițiile, nu are toate avizele. Mai mult, în contract spune că trebuie să plătesc factura la 30 de zile. Ori el în fiecare zi vine cu factura, a doua zi stă supărit, că nu are putere economică. Ne-am înțeles dimineața asta, cred că am fost destul de convingător în discuții. Prima dată se termine această lucrare care încă nu este terminată acolo, după care pot semna și acest contract. Adică semnează contract peste contract peste contract, el vine, le ocupă, nu are putere economică, am spus, și nu este un secret. Când lucrezi cu primăria, trebuie să te asiguri din start că o 60 zile nu iei banii. Da? Ca să-ți înțelegi că nu sunt banii. Vin de la guvern, de la stat, de la oameni și așa mai departe. Însă și în contract scrie că plata se face în termen 30 zile de la plata facturii. Tocmai ținând cont de faptul ăsta, am plătit deja pe 4 facturi, le-au dus a doua zi să termine o dată gardul ăla acolo, că, mă rog, vin și aceste evenimente care sunt pe 28 noiembrie, abilităm statuia și nu este gata gardul. Deci, din acest punct de vedere, și din acest punct de vedere, nu i-am semnat contractul și am spus că îl condiționez semnarea contractului de terminarea lucrărilor acolo. Potrivit anunțului de pe sistemul de achiziții electronice, contractul cu firma din Botoșani implică efectuarea de lucrări de reparații curente grup sanitar Complex Comercial Bazar din municipiul Suceava, aflată în administrarea Direcției Administrației Piețelor, lucrări descrise în caietul de sarcini anexat. Durata de executare a acestor lucrări este de 30 de zile.